se întâmplă peste noapte nimic. Succesul nu vine într-o zi, doar pentru cei care muncesc și care trag tare. Ia zi, o legătură de ceapă, o roșie, ce-ți dă tata? Haideți, cumpărați ceva, Sherry și Antonia! Ne-au sunat ea de la merg, ne-au zis, bă, de unde luați cartofii ăștia, frate? Roșiile nu sunt din comerț, sunt roșii de la mine, de la Olt, și am chiar și un videoclip în care vedeți cum cureg eu toate legumele, uitați! Cred că mă reprofilez pe bătrân ca mai mult succes. Aveți un total de 18 lei, cum achitați cash sau card. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit la muncă, nu am întins mâna mai nesimțiților. Bă, eu mă mir că încă sunt în viață după toate peripețiile prin care am trecut în seria asta. Însă mă bucur că sunt în viață pentru că am ocazia să fac un episod cu o invitată atât de specială cum este invitata mea de astăzi. Dar înainte de asta, stați așa să-mi iau și o ținuta de piață. Altceva, băieți, iar invitata mea, doamnelor, domnilor, este Antonia! Care s-a îmbrăcat complet necorespunzător pentru această filmare. Dar cum trebuie să mă îmbrac? Stai liniștită, am soluția pentru tine. Gata, ești pregătită? Sunt cea mai pregătită. Deci eu n-am mai fost la piață de când eram atâta. Mă lua mama cu ea de mână, că n-avea cu cine să mă lase singur acasă. Și se numea Piața Mare din Craiova, unde mergeam noi. Ia, hai să vedem care e combinația pe aici. Vindeți bine aici? Cât se vinde aici? Nu vrea să ne dai informații. Cam de câți bani vindeți într-o zi aici la piață? Se spune sau nu se spune? E loc și de mai bine. Dar cam cât vindeți așa într-o zi de sâmbătă? Soțul știe. Soțul știe, am înțeles. Ia uitați-o pe doamna de acolo, verifică stocurile, verifică inventarul. Ia uite până acolo, stă pe telefon. Vedeți? N-ai cum să faci vânzare bună dacă stai toată ziua pe telefon. Bună ziua! Salut! Cum merge vânzarea? Slăbuț. Păi nu mai stați pe telefon, vindeți. Mere Gordon ar fi bine pentru că de la Gordon Boys pentru aici, mine. Știi? Deci asta a spus-o aici, roșia asta a stăiat-o ca și cum să vadă cât de proaspătă e. Asta e roșie unicorn. E multă competiție aici. Fasole Egipt. Tu știi că Egiptul face fasole? Da. Direct de la Tutankhamon fasolea asta. Sherry. Am dat ura un pe jos. Pleacă de aici, strici tot. Păi gata, m-am prins. Faci, mă, te încordezi? Nu mă zi. Vai, nu mă încordez, n-am oricum ce să mă încordez aici. Ok, m-am prins cum se face. Mergem să vindem? Păi unde să vindem? N-avem tarabă? Păi nu, n-avem momentan nicio tarabă. Păi și cum facem? Și-a început Shelly și s-a dus la fiecare tarabă. I-a vrăjit Shelly. Cum face el de fiecare dată? Vreau să vă cumpăr toată marfa și să vindem noi la taraba asta. Cât mai costă? Toată. Aș vrea să cumpăr toată marfa de la tarabă și să o vindem noi. Poți să-mi faci un preț? Toată marfa, 30 de milioane. 30 de milioane ultimul preț? Niciun rău în jos? Cireșele astea scumpe, astea ridică mura preț. Fără cireșe cât ar fi? 20 fără, mamă, 10 milioane cireșele astea? Deci asta e 10 milioane ce aici? Shelly, mă ajut, descarc și eu. Unde să descarci, frate? Uite, descarc aici. Hai să te ajut, hai. Unde? Îți dau 20 de lei. 20 de lei? Mamă, ești nebun, afacere. Ia sacul ăsta de ardei. Hai, dă-mi e sacul de ardei. Uite aici, dacă îl pune bine. Perfect. Haide că de 20 de lei mi-au și o geacă mai groasă, ceva să pun peste, că nu e așa ca... Nu-mi dai? Nu, da, frate. Păi și ce fac, mă, muncesc? Ține-ți-le, mă, frate, mă. Muncesc pe gratis, ești nebun, urât. Auzi, patroane? Dar dă și mie măcar o legătură de ceapă, că te-am ajutat. Te pup, mersi mult de tot. Păi da, nu? Cât mă costă toată marfa să o cumpăr? Nu, e bine dacă îmi dai 30 de milioane. 30 de milioane? 30 de milioane. Ok. Mai ales că mă mai gândesc să mă iau un calcul așa cum sunt plasate, cum sunt. Ce ziceți, e un preț bun 30 de milioane toată taraba sau să mai negociez? Mai ce să negociez, că te-a dat bine. Mi-a dat bine, nu? 30 de milioane. Dar te-a dat bine. Ok, bine. Mulțumesc de sfat. Să rămână, aveți cea mai frumoasă și cea mai bine plasată tarabă din toată piața. Ce preț îmi face și mie să cumpăr toată marfa? În jur de 25 de milioane. 25 de milioane? Nu e rău, nu e rău. Pot să vă dau 13 milioane acum și vă mai dau 13 la finalul zilei când termin de vândut marfa? E bine și așa. E bine? Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet. Gata, acum vă dau 10, 11, 12. Poftiți. Gata. Deci e taraba mea acum? Gata, băieți, e taraba mea. O adăugare a inventar și pasta. Și acum, până vine Antonia, vreau să vă explic cum faceți să vindeți cât mai bine. Un curs de marketing, dacă vreți, în vânzarea la tarabă. În primul rând, acest fâs-fâs, pentru că legumele trebuie să pară întotdeauna mega, mega proaspete. Deci ne ajută mult fâs-fâsul. După care nu poate să lipsească radioul cu antenă. Este obligatoriu să ai așa ceva. Vreau să am aici o poezie. Hai să vă explic cum face un profesionist. Se ia acest radio cu antenă, că m-au
învățat și pe mine, veteranii pieței. Și îi pui așa, știi ce zic? Ca să auzi muzicuța, de ce? Pentru că vă zic și de ce. Clientul trebuie să fie arinat de muzică, trebuie să fie liniștit de muzică, trebuie să fie directat de muzică bună. Când vine la mine la tarabă, trebuie să și danseze, să asculte așa o muzicuță și parcă altfel merge vânzarea. Neapărat ai nevoie de un scaun. Acum scaunul, nu poți să ai pur și simplu scaun așa, pentru că te doare la un curu, ați înțeles? Trebuie să ai niște de-astea frumos așa pe el. Vânzarea nu se face peste noapte. Vânzarea se face, stai un pic Andrei Nicuraie, iartă-mă un pic Andrei Nicuraie, te închid un pic. Vânzarea se face toată ziua, înțelegeți? Nu se întâmplă peste noapte nimic. Succesul nu vine într-o zi. Doar pentru cei care muncesc și care trag tare, mereu se întâmplă. Și atunci, ca să ai succes, trebuie să reziști mult timp. Ca să reziști mult timp, trebuie să fii relaxat. De-aia ție o poziție confortabilă pe scaun, dar am uitat cel mai important aspect. Marfa ta trebuie să fie cea mai vizibilă din piață. Motiv pentru care am achiziționat 5 veioze. Aceste veioze le vom poziționa strategic. Deci e ca la video, ca la filmări, trebuie să luminați bine marfa. Rubenița, obligatoriu rubenița trebuie să iasă în evidență, ca în orice tarabă care se respectă. Degeaba ai cele mai mici prețuri din piață dacă lumea nu-ți vede marfa. Ai neapărat nevoie de lumini. Uite, mai punem una aici la roșii, frumos, iarăși am plasat strategic. Asta e veioza șmecheră. Ia uite ce veioză ne-am luat. Asta o punem pe căpșune așa frumos și ceapa nu poate să rămână în întuneric, trebuie și ea să fie luminată. Ia uite băiatul vostru cum a prins veiozele. Sper să vând ceva azi, că am investit o grămadă în lumini. Nu știu unde să mai pun și pe asta, că nu prea mai am loc. Dar asta să mă lumineze pe mine, mă, că și eu, până la urmă, eu fac vânzarea. Nu trebuie să fiu și eu într-o lumină bună. O să rupe România, mă, pe vânzare. O să vinde mai mult decât floreresele de om marketing, ești nebun. Deja o văd pe Antonia, cum îmbărigă clienții, cum priviri, how about. Ce ai, mă, ești nebun, o să rupem în două. Deci Antonia va fi cel mai mare asset pentru vânzare în această piață. Așa cum spune unchiul Verea, o să dăm moda în materie de vânzare, da? Bună ziua! Bună ziua! Aș dori și eu niște căpșuni. Mamă, se duce scump, se duce scump. Nu știu prețul, stai să văd. Cât cred lumea acolo? 13 lei, da? Frumoase, da? Frumoase că doamna Antonia. Frumoase, da. 0,215. Mamă, păi trebuie să faci calcule matematice aici. Stați un pic. Ajunge? Ajunge. Haideți că e încheie așa. Mulțumesc. 8,3, da? Trebuie să îi dăm în pungă. Da, da, da. Așa, primul nostru client. Și vreau să aud aplauze pentru primul client din această dimineață de la piața 1 decembrie. Mulțumim mult! Mulțumim să ne ajute Dumnezeu să avem vânzare bună. Deci, căpșunile sunt 13 lei kilo. Cireșele, cât crezi că sunt cireșele? 50 de lei kilo. Ceapă verde, 1,50 lei, cred că e regătura, sau 15 lei kilo la roșii, 10 lei kilo la castraveți, deci 15 lei la roșii, 50 lei la cireșe și cartofi noi, 5 lei kilo. Deci 5 lei, 5 lei cu 10 lei cu... Hai, Arine, facem o poză? Hai! Cine mai vrea, cine mai vrea, cine mai poftește, la Sherry și Antonia la tarabă, cele mai mici prețuri din piața 1 decembrie. Se schimbă baticul Antoniei, că baticul pe care l-am dat noi nu era bun, așa că doamna de aici din piață o ajută cu un alt batic. Una. Doriți ceva? Una. Bineînțeles, pe coașa, vânzători. Ce doriți? O poză. Mulțumesc. Vrei să și cânt? Da. Imediat. Puteți să cântați? La 72 de ani acum a dat cântarea în mine. Ia cântați-ne și nouă ceva. Hai că-ți cânt, da, dăm ceapă. Da, acum vă dau eu ceapă, plec. 4 legături de ceapă. Că fac ciorbă de miel și pulpă de miel la tavă. Pulpă de miel la tavă. 1,50 ori 4. E ca și cum ai face 1x4x4, 5x2x6 lei, nu? Atâta vine. N-aveți mărul, nu? Vă mai dau 3 regături. E, haidem. Dar ne-ați promis că ne cântați ceva. Ne cântați sau nu ne mai cântați? Stai să mă duc să pun mâncarea la foc. Și vă întoarceți. Să rămână, mulțumim mult, sănătate și așa, la fel de voioasă să rămâneți. Doamnă, vă dăm ceva, să rămână? Nici nimic, nici. Mi-a dat sin direct așa, sin în viața reală. Să trăiți, mama. Cu ce vă servim? Și vă iubește mama. Mulțumim mult. Bine, te știe mama aia. Da și mie o jumătate de kilo. S-a făcut, gata, vă dau eu, că dacă pe mine mă iubiți. Dar dumneavoastră de unde mă știți? De pe Instagram, de pe ce? Da, nu, mama e. Dar ziceți sincer, unde m-ați văzut prima dată? La televizor? La televizor. Te văd mereu la emisiuni, la astea. Mă bucur mult. Și vă place așa de mine, nu? Da, da. Mulțumesc mult. Mulțumim mult, doamne. Vă pup, să rămână. Un copil. Unde e copilul? Salut! Sunt candidat industrial. Ce faci, bă? El e. Shelly. Cum te cheamă pe tine? Andreas. Pe mine mă cheamă Andrei. Pe ea o cheamă Antonia. Și poate vrei să cumperi ceva de la noi, de la tarabă? Dovlecei. N-avem dovlecei, dar avem cei mai buni cartofi. De cei de la Mec ne-au sunat într-o zi. Ne-au sunat ea de la Mec, ne-au zis, bă, de unde luați cartofii ăștia, frate? Că nu mai cumpăr lumea cartofi de la Mec, deci este ceva. V-ați dus la cealaltă tarabă acum? S-a dus la concurență. N-ai putere de convingere, Mariu. N-am putere de convingere, pe bune că n-am, aveți dreptate. Stai să vezi tot, acum o să vrea poză. Și acum că vrea poză, zici că trebuie poză. Să cumperi ceva.
Să cumple pe acum. N-a avut poză. N-a avut poză. Uite, vine un copil. Mamă, okay. Deci ăsta, ăsta hey, este... So... Stai, lasă-mi pe el să ne observe. Hey. Salut! Salut! Nimic? Eu nu mai sunt cum eram, știi? Cu Five Gear, cu astea. Ai îmbătrânit. Am îmbătrânit, nu mă mai știu nici pe mine, știi? Cred că mă reprofilez pe bătrân, ca mai mult succes. Nu mai, gata. Deci că ai intrat în liga mea acum. Să schimbăm educația, să reformăm sistemul național de pensii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Trebuie să o schimbăm temerii, nu știu ceva, să prindă ar publică, nu se mai poate. Mă prag mai mult ce e în vârstă. Doriți ceva? Deci, băieru, 2 kg de roșii. 2 kg de roșii. Asta îmi place, domnule, un client decis. Ai tot timpul onoarea să fii servit de șef. E onoare să fii servit de șef. Cât avem? Un kg? 800? Da. Gata. Cash sau card? Cash. 1 kg castraveciuri. Nu, că la noi se putea și card dacă da? Era. 15 lei kg și acum vă dăm și niște castraveciuri. Deci până la 30 de lei vine și un kg aceste castraveciuri. Gata, avem 2 kg de roșii și acum se face și un kg de castraveți repede pe jur. Antonia este supervisor? Nu suntem supervisor, suntem pe picior de egalitate aici, suntem buni colegi. Gata și un kg de castraveciuri. 2 kg de roșii, 30 de lei cu un kg de castraveți, 40 de roni trebuie să ne dați. Să știți că la noi se poate și cu POS-ul și cu cardul. Puteți să ne dați pe BTP dacă nu dacă n-aveți cash, dar acum avem asta. Cura următoare, așa fac. Mulțumim mult, sănătate! Nu mergeam și eu mai des la piață dacă știam că pot să scot cardul de la BT, să plătesc, să-i dau omul de la piață prin BTP, frumos cum se face, nu? Altceva, ar deschide ideea asta de piață și către un alt public care, în mod normal, nu merge la piață dacă știi că poți să plătești cu POS-ul, că na, generația mea nu prea mai e cu cash. Ce faci dacă n-ai mărunt la tine, nici omul n-are să-ți dea rest? N-ai ce să faci. Așa, cu POS-ul, țap, ai plătit frumos, fiscalizat, se plătesc impozite, altceva. Deci acum Antonia face o salată aici ca să le arătăm clienților cât de bune sunt legumele noastre. Și atunci să arătăm ce poți face cu ele. Eu nu mă pricep la salate, mă pricep la îmbărigat oamenii, așa că o să-i îmbăric cu această salată pe care Antonia o face. Te pup, ce vrei? Fructe ceva n-ai pe aici? Ba da, ce vrei tu? Uite, cele mai bune căpșuni pe care ai văzut. Căpșuni. Alegeți tu, ia tu câte vrei. Ia o punguță, ia câte vrei și recântări. Căpșuni poți să iei și cireșe dacă ai bani mulți. Că cireșele sunt doar pentru bogați, nu vrăjeală. Ia cu mâna, tată. Mai dau cum să iau și cireșe dacă nu dai. Ai făcut vânzare azi? Eu am făcut vânzare, eu am făcut bani. Tu ai cheltuit, cred că ți-ai dat toată alocația pe cireșele astea. Păi da, pe tine. Păi 50 de lei kg de cireșe, băiatul meu. Mamă, ce bă! Nu-ți mai vine așa. Ia uite, vezi că bag așa la cireșică cu cireșică, acum la 50 kg, nu mai ne îngrămădim. Hai că mai ajung astea, cred. Hai că ajung astea. Deci costă 13 kg de căpșuni, deci este practic 7,50 cu un leu, 30, 8,3 și cu cireșere. Alea cred că fac un milion. 20 de lei, ce să mai decolo. 20 de roni. Ia uite bă, dacă nu l-a dat direct pe Lucian Braga, bă. Ne l-a dat pe Lucian Braga, și eu crezi că am să-ți dau atâta rest. Stai că avem să-i dăm rest mult. 80, băiatul meu, 1 milion. Poftim restul. Să te bucuri de ele, să ai poftă, da? Avem doar ne-a spart cu asta de 200. Păi da. Ce să facem? Asta e acum. Comanda minimă 200 de lei, gata, o dăm. Cum faceți când nu aveți rest? Ce se întâmplă? Cereți la vecini? Uite, uite că ne dă vecinul. Ia, dă aia de 200 și uite, ne dă vecinul aici. Mulțumim mult, vecinul. Mulțumim. Mulțumim mult de tot. 3, eu nu știu să număr bani. 4, eu așa număr bani, pe bune, nu știu să număr bani. 6, unde trebuie să scui pe dege, cum? A dat bine, mă, a dat corect. Bună! E pepenele. Ia, uite, pe frumoasa mea. Ce mai bun pepenele? Da, e bun. Și de ce te întreb că îl duc la... la pușcărie, că e pe secție okay, aici. Da, să fie bun. Uite, pune-l pe ăsta, iubit. Parac? Dar ce-i cu tine aici? Particip la ceva? La un show pe YouTube. Două chile, 20 de roni. Și baftă, iubita mea, ce vrei să faci? Mulțumim mult. A, deci e și păzită. Nu? Împreună. Am față de bodyguard eu, de agent de fază? Nu, stai liniștit, ce-i pe spatele ei, nu ce ești tu aici. A, băieții aia de acolo, da. Băieții aia, da, nu eu. Mulțumim mult. Mersi mult. La revedere. Am vândut un pepene. Am vândut un... Mă rog, pepene, da. Ce, fratele care era pușcărie? Da, să-i acasă. Îmi pare rău, da. Pentru fratele meu care e aici, mă gândeam aici în zonă. Nu, aici pe secție era. Femeia, frate, care a venit pentru fratele ei care era pe ares pe secție. Deci fix lângă piața asta, nu știu dacă știți, e o secție de poliție, secția 13.
12. A venit să-i ducă Rubenița aici, nebună, în secție. Și acum mă întreb la ore distanță ce-o fi făcut omul ăla, de ce-o fi pe arest. Poate mergem să întrebăm aici la secție, bă, ce-a făcut? Adică un domn cu un pepene, a zis un domn care mânca un pepene, ce ține și nouă? Ia, vreau și eu două roșii. Două roșii? Acum vă dau, doamnă, două roșii. Vă alegeți dumneavoastră ce vă place cel mai mult, să nu ziceți că sunt românești, doamnă. Eu personal am cures, roșiile nu sunt din comerț, sunt roșii de la mine, de la Olt, și am chiar și un videoclip în care vedeți cum cureg eu toate legumele. Uitați, ăsta-s eu, vedeți? Dar de ce vă străpățești? Eram supărat atunci. Da, deci ăsta-s eu și vedeți aici cum fac toată recolta. Eu am mare seră, deci că eu cu toată familia mea suntem în agricultură, neam de neam, da. Deci e business de familie. Naturale, bune și nu sunt stropite ca la alții. Uite, Antonia, uite, ăsta-s eu. Adică ăsta e ca să vadă oamenii că e autentic, știi? Da! Bosule, trebuie să comanzi dacă vrei poză. Ia zi, o legătură de ceapă, o roșie, ce-ți dă tata? Un pepene. Dacă ia pepene, facem amândoi poză. Pepene, vrei o ferie sau vrei tot pepenele? O ferie de pepene, 20 de roșii. Ai? Ți-o dau pe gratis, ți-o dau ție pe gratis, uite, din partea mea. Hai să facem și poza. Hai veniți aici, după teșghea. Uite, ai luat și pepene, te duci la mămica, spui, am luat pepene de la Sherry. 1, 2, 3, bravo! Vă pup, copii, numai bine și să luați note mari, să învățați bine la școală, da? Deci vă rog să vă uitați aici ce s-arată, cât de șmecherie s-arată asta pe care Antonia a făcut-o, dar Antonia... Împreună doamna. Cu doamna de aici, care îi mulțumim. Dar n-ar trebui să o consumăm pe toată, ar trebui să vadă oamenii. Chiar s-a ieșit foarte bună. Și dacă mai pui și sare, e numărul 1, ia. Mamă, ia, să vedem. Ia cu roșii și cu ceapă și cu... crede-mă. Numărul 1. Miroase gura, ceapă. Dar ce face aici Antonia? Skin care routine, da, ce e asta? Da. Nu pot să cred. În pauză. Nu pot să cred. Antonia e în pauză, se relaxează acum. Ce să faci? Doamnelor și domnilor, Sherry și Antonia la Tarabă, cele mai bune produse din această piață. Nu e nici dracu. Haideți, cumpărați ceva, Sherry și Antonia. Avem și roșii Sherry, pe care vi le vin de direct Sherry. Vere, vrei mă să cumperi ceva? Nu ți-e foame, nu? Spun bilet dacă vrei. Nu vreau bilet de pariuri, dacă vrei tu să cumperi ceva. Lasă cireșele alea de la păcănele și ia tu cireșele de la mine mai bine, nu? De voi ne luați mă toți clienții, voi cu sara de pariuri aici, fix lângă piață. Omul vine cu intenții cinstite, vreau și eu să cumpăr ceva pentru familia mea să cumpăr și bagă toți banii aici la aparate și la noi nu mai are bani să bage. Antonia, avem clienți, Antonia. Ha? Avem clienți, hai. Ha? Dar spui despre roșiile astea, sunt bune sau nu? Roșiile sunt foarte bune, le-ai doamnă. Gustat? Roșiile, eu le-am gustat, Antonia chiar a făcut o salată din aceste roșii. Da, nu mai e salată, da, în burta mea. Asta a consumat, deci da, nu pot să duc și eu. Dar roșiile puteți să gustați, orice roșie de aici. Din ce ați făcut salată? Am făcut salată din, spune tu, Antonia. Da. Roșii și ceapă. Coffee. Și ceapa asta e dulce? Este dulce ca dumneavoastră. Ca mine? Ca mine, da. Ah, ok, ca noi. Ca noi doi. Ca astea aveți, sunt super, super buni și super, super proaspeți. Ați zis că sunt ardei ca zbârciți? Sunt zbârciți de la fric, dar în casă se încălzesc. Când îi duceți în casă, se netezește tenul pe ardei. Le pun un moisturizer, așa. Un moisturizer? Dar de unde? Dar ce știți dumneavoastră? Cu moisturizer, cu de toate. Îmi place că aveți spiritul de grumă dumneavoastră. Jumătate de kilogram de castea aveți ori astăzi, da? Și un kilogram de roșii. Și un kilogram de roșii. Mulțumim pentru încredere, în primul rând. Mulțumim că faceți cumpărături la piață și susțineți agricultorii români în acest fel. Aveți un total de 18 lei. Cum achitați, cash sau card? Se poate și card, dar nu știu. Avem și card, da. Se poate achita și cu card. Este prima Tarabă digitalizată. Se poate achita cu telefonul, wow, direct, BTP. Avem toate nebunile, nu e problemă. Mulțumim. Să rămână. Hei, salut. Avem o propunere dacă vrei să facem un soi de baltă. Noi nu avem rămâi la Tarabă și am văzut că tu nu ai pepene. Așa că propun o ferie de pepene pentru 5 rămâi. Cel mai bine facem schimb pe schimb. Poate te păcălești. Cântărim pepenele, îi aflăm valoarea și îți dau lămâi în valoarea de... Ok, bine, frumos, corect, îmi place. Hai să vedem. Noi vinem pepenele cu 10 lei kilogram. Ia să vedem. Tu dai aici rămâia cu... 10 lei kilogram. Cu 10 lei kilo. Mamă, dar câte rămâi! Uite că mă păcăream. E un schimb corect? Sunteți mulțumiți? Mulțumim. Mulțumim mult. Vezi tu că să vinzi în piață nu e ca un job unde primești un salariu fix, e un business. Adică tu vii cu o cantitate de marfă, practic plătești pentru marfa aia și după aia trebuie să reușești să o vinzi. Dacă nu o vinzi, ești în pierdere, ești în gaură. Și atunci e și componenta asta de risc, de business dacă vrei. Și na, tot respectul pentru oamenii care fac treaba asta, tot respectul că avem cât mai multe opțiuni pentru a alege mâncare sănătoasă. Nu suntem restricționați la doar 2 sau 3 magazine mari. Poți să te duci la piață dacă vrei, poți să te duci la supermarket dacă vrei, cu cât mai multe opțiuni, cu cât mai multă varietate.
calitate, cu atât mai bine pentru noi toți consumatorii. Să rămână, doriți ceva de la noi? Avem roșii, avem ceapă. Roșii românești vreau. Roșii românești sunt cele mai românești de la ori sunt. Uitați, am făcut o salată fix din roșii astea și sunt delicioase. De când ești tu comerciant? De azi, e prima mea zi. Recunosc că am un pic de emoții, dar am deprins repede și am pentru dumneavoastră roșii curese direct de mine de la ori, de la bunicii mei de la Podari. Podari? La Podari, la ori. Podari trec și eu, mă duc. Acasă, treceți dumneavoastră pe la Podari, știți că scrie Podari acolo, Podari. Eu acolo am copilărit, acolo la țară, la bunici. Eu sunt de la Amzapel. Deci treți ori teancă de-a mea. Normal. Păi atunci, aici vă dau, alegeți-vă dumneavoastră cel mai bine. Dacă n-am nimerit-o pe doamna direct de la Oltenia, ca și Alex de AF, de la Craiova, frumos. Da. Nu știu dacă știți, nu știu dacă v-am mai povestit, dar eu și cu Alex am crescut la un bloc distanță. Na, a fost o diferență între noi, dar părinții lui Alex încă locuiesc fix în blocul de lângă părinții mei din Craiova, din cartierul Răpuș. Da, de unde mă știți dumneavoastră pe mine? De la Antena 3, de unde sunt? De la Antena 3, frumos! Cinci castraveciori, sunt buni castraveciori, foarte bună alegere. 7 aici și 4 castraveciori. Să rămână și mulțumim mult pentru răbdare, ne cer scuze, dar este încă prima zi. Bună ziua! Bagă un kilogram de roșii. Un kilogram de roșii? Mamă, dar mi-a spus-o așa, zici că erați dintr-un film din ăla western. Kilogram de roșii. Cireșele astea tot de la tine le-ai cules? Cireșele astea sunt cele mai bune cireșe. Eu te-am întrebat de la tine le-ai cules? Le-am cules de la mine, da. Am și video, vă arăt. Deci vă arăt video că le-am cules, uitați. De-a cu prostile. Uite, ăsta și eu, cum mă duc pe plantație, vedeți? M-am ce zi, mai e de un rău? Lăsați-le, vi le dau din partea casei, lăsați-le. Luați, din partea casei. Și ce fac, dau roșile? Nu, lăsați-le, păstrați-le. Da, din partea noastră. Mai trec la tine. Mai treceți, că gratis mai treceți. Asta-i cu șerii la cuzgea. Cu cine? Păi eu sunt aia. Pe cuvânt că eu sunt. La prima? Nu de la prima, nu mai sunt la prima. La sunt pe YouTube acum. Să fie bine, îmi place. Mulțumesc mult. Pe Antonia o știți? Unici, ce joacă? Eu cu cine seamănă? Semănați cu ceva jucători de fotbal. Aveți de aia cu Juventus, bluză cu Juventus, Adidas. Și Antonia, că ați întrebat unde joacă, ea tot la Juventus joacă. Juventus Corentina. Dă-mi o felie de pepene. O felie de pepene? Păi 20 de lei felia de pepene. Nu e nimic, pui hidratine. Haideți că vă dau, uite, astăzi fac faciste. Luați felia de pepene. Nu, tată, glume. Aveți Facebook? Ichimpete. Deci ia dați spre aici, să vedem micii, ia. Ia, uite, ce știați micii dumneavoastră? Deci Ichim Petre, să vă adaug și eu la prieteni acolo pe Facebook. În sfârșit mă bucur că am făcut și eu episodul ăsta, că iau și eu contact cu publicul care se uită la Sherry Show. Înțeleg și eu mai bine exact de ce n-a mers emisiunea, știți? Stimate domn, doriți ceva de la noi? De toate, dar nu acum. Ok. Pui sare pe rană, ca să mă doară. Aici acasă aveți stembine, la ardei. Stai așa un pic să-i pun pe ăștia mai proaspăți în față. Ceapă stembine, la cartofi stembine. Nu prea lua nimeni cartofi, culmea. La roșii suntem cât se poate de bine. Bună, îți dăm ceva? Bună. Ceapă, da. Și roșii vreau. Foarte. Câte legături de ceapă? Două, dăm, te rog. Două legături de ceapă și pentru tine. Și vreau jumătate de kilogram de roșii. Cât ați spus? Jumătate de kilogram. Mergeți de la piața asta? Da. Stau aici în zonă. Hai, vă fac și un story. Vă pupăm direct de la 1 decembrie de la piață, 7,50 și cu astea 9 lei total. Antonia, pui iată legătura. Da, 9 lei vorbim. Stai să vedem. Uite, spune ea. N-am să vă dau. Vă mai dau o legătură de ceapă. Vă mai dau o legătură, vă mai dau un bună ziua și... Mersi! Vânzare plăcută! Mulțumim și noi! Mersi! Sănătate, la revedere! Un kil de ceapă. Mamă, ce faci cu un kil de ceapă? Ia, hai să mă copun gata. Plânge de dragul tău. Da. Ah, Sanki. Mă urmărești? Da. Îți place de mine? Mhm. Dragami e mai frumos. Cine? Oh, Dragami. Doamne, n-ai gustul. Gata, un kil de ceapă. Te pup, la revedere. Mamă, băieți, nu mai pot, bă, băieți, mă dor picioarele, nu știu. Antonia, pe tine nu te dor picioarele? Nu prea. Te dor deja picioarele, băiatul meu. De-aia. Chiar e obositor în piață. Uite, după ziua asta, mi-am dat seama că nici faptul că sunt eu sau Antonia care vinde nu e o chestie atât de interesantă pentru client. Clientul e acolo pentru cele mai bune produse. Din ce ai văzut tu piața asta? Ce crezi că îi lipsește? Ce-i face tu diferit dacă ai fi manager al acestui? Doamne, ce întrebare, în primul nici nu mă pricep. Ce aș schimba? Produsele deja sunt bune, aș face și mai bune. Dar ca și manager de piață nu poți să faci asta. Tu doar închiriezi spațiul către oameni care vor să vândă. Cred că aș pune niște muzică pe fundal.
Ăsta a fost și episodul 7 din La Muncă, fraților, îi mulțumesc enorm Antoniei pentru că a acceptat să participe la nebunia asta. Ești numărul 1, Antonia. Mulțumesc. Și de acum înainte, frate, o să respect mult mai mult oamenii care muncesc zi de zi la piață să ne aducă fructe și legume proaspete. Tot respectul, jos pălăria, ca întotdeauna nu uitați. Dacă vrei să vedeți mai multe episoade, să primiți notificări de fiecare dată când postez, nu uitați să apăsați pe clopoțel și ca întotdeauna loviți acel buton de like, dați un subscribe. Eu m-am dus, vă pupăm, pa!